Legea referitoare la suspendarea plății taxei de poluare pentru autovehicule mai vechi de 2007, precum și pentru restituirea taxei deja achitată, a fost publicată în Monitorul Oficial. Cererile privind restituirea diferențelor de taxă pot fi descărcate de pe www.anaf.ro. Acestea se vor depune la administrația fiscală teritorială, în a cărei evidență este înregistrat contribuabilul ca plătitor de taxe și impozite. În prezent, restituirea taxei pentru emisiile poluante se face pentru contribuabilii care au achitat în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a legii numărul 9 din 2012 și data intrării în vigoare a ordonanței de urgență a guvernului numărul 1 din 2012, taxă de primă înmatriculare pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule rulate și pentru cei care au achitat taxa de poluare pentru autovehicule începând cu 1 iulie 2008 până la data intrării în vigoare a legii numărul 9 din 2012, iar aceasta este mai mare decât taxa rezultată din aplicarea formulei de calcul din această lege. De asemenea, o valoare reziduală se restituie în cazul contribuabililor care au plătit taxa și ulterior autovehiculul a fost scos din parcul autonațional și pentru cei care, în baza unei hotărâri definitive și irevocabile a instanței judecătorești competente, au dreptul la restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule, taxă specială pentru autoturisme și autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. La finele lunii ianuarie 2012, guvernul a aprobat ordonanța de urgență pentru suspendarea aplicării prevederilor din legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule înmatriculate în România înainte de anul 2007. Suspendarea este valabilă până pe 31 decembrie 2012, inclusiv în 22 octombrie, ministrul mediului Rovana Plumb a anunțat că noua formă a taxei auto va intra în vigoare din ianuarie 2013, iar banii colectați vor ajunge la fondul de mediu pentru a putea dezvolta în continuare programe investiționale. Oficialul MMP a precizat totodată că cele 400 de milioane de euro taxă încasată ilegal va fi restituită de la bugetul de stat către cei care au solicitat acest lucru.